În fiecare lună, polițiștii locali din Slatina aplică sute de sancțiuni conducătorilor auto pentru nereguli în trafic. Pe primul loc în topul greșelilor se află oprirea și staționarea neregulamentară, apoi circulația pe interzis, atât în cazul mașinilor mici cât și a celor mari. Cele mai multe opriri și staționări neregulamentare. Șoferii nu sunt speriați nici de faptul că le pot fi ridicate mașinile. În ultima perioadă de timp chiar au crescut numărul locurilor de parcare ca urmare ridicării auto fără stământ sau abandonate din parcurile aflate pe domeniul public. Polițiștii fac apel la șoferi să nu mai sfideze regulile de circulație. Sper ca și conducătorii auto să înțeleagă că ridicarea auto de pe carosabil este un atribut al poliției locale, stabilită de norme legale, fapt pentru care i-aș ruga și îndruma să nu depășească limita. Au fost situații când, nu din grabă, din nonșalanță poate, sunt opriri și staționeri pe trecerea de pietoni, fapt care chiar blochează de multe ori un bun mers al traficului. Amenda pentru oprire și staționare neregulamentară este de 290 de lei. Șoferii cărora le sunt ridicate mașinile le pot recupera de la sediul fostului liceu de construcții din Slatina, după ce plătesc o taxă de transport și una de depozitare.